protest cu tehnică agricolă la intrarea în orașul Căușeni. Zeci de fermieri au venit astăzi cu tractoare și au blocat traseul național. Oamenii spun că au înregistrat pierderi uriașe din cauza secetei și a grindinei și sunt nemulțumiți că autoritățile întârzie cu ajutoarele. Săștia ne-au afectat și orzul, dar chiar dacă a fost acolo o toană, o toană jumate, grindina ne-a distrus-o și pe avem pierderi 100%. La noi e catastrofă. La noi e catastrofă, adică noi simplu nu știm ce cum să închidem anul ăsta și cum am să mergem mai departe. Greu e 85-90% pierderile, grupa a doua, dacă vorbim de porumb, e 100%. Floarea soarelui poate, zicem așa, un 20-30%. Fermierii spun că vor fi nevoiți să renunțe la agricultură dacă guvernul nu le va acoperi pierderile. Situația este foarte critică în agricultură la ziua de astăzi. Ne apasă creditele, ne apasă impozitele, nu avem personal cu cine lucra. Anul ăsta de îngrășămintele introduse la fiecare hectar și aici noi avem pierdere în jurul de 7.000 de lei la fiecare hectar. Dar vine ziua de mâine unde noi trebuie să rambursăm ce ei și-am luat. Să achităm motorina luat, să achităm îngrășămintele și mai avem credite de la bănci. Avem 20 de hectare de orz și 8 hectare de legume. Săștia ne-au afectat și orzul, dar chiar dacă a fost acolo o toană, o toană jumate, grindina ne-a distrus-o și pe avem pierderi 100%. Agricultorii din sudul țării avertizează că semănatul de toamnă și lucrările de primăvară sunt sub semnul întrebării. N-o să avem ce da la cotaș și o să trebuiască să rămâie pământurile perloagă. Dacă o să rămâie pământurile nelucrate, n-o să șibă până la anul viitor nimic. Fermierii au cerut să discute cu președinții raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă, care au venit la scurt timp și au încercat să-i convingă să renunțe la blocarea șoselei, dar nu au reușit. Ați tăut din luna aprilie. Ce lună e acum? E începutul august acum. Da. Uitați-vă, câte luni a trecut. Dacă ați tăut, de ce de atunci nu s-a lucrat în direcția la da pregătirea fondului semințier? Cum nu s-a lucrat? Miercuri să fie la ședința guvernului. Nu, dar în trei luni, ce nu s-a de hotărât. Astăzi am vorbit cu ministrul agriculturii. Am asigurări de către ministrul agriculturii, domnul Ion Pierju, unde mâine se va pune în aplicație de a schimba regulamentul stării excepționale pentru a putea despăgubi agenții economici în agricultură. În jur la peste 100 de milioane. Poliția a redirecționat traficul pe alt drum, fapt ce i-a indignat pe agricultori. Aceștia s-au dus să protesteze și acolo și au blocat șoseaua cu tractoarele. În zonă s-au creat ambuteiaje kilometrice. Agricultorii au cerut ca ministrul agriculturii să vină la fața locului. Inițial, reprezentanții serviciului de presă al instituției ne-au comunicat că Ion Pierju are o agendă încărcată. După ore bune de protest, ministrul și-a schimbat planurile și a anunțat că va merge să discute cu fermieri. Abia când au aflat că ministrul va veni la Căușeni, agricultorii și-au luat tractoarele din mijlocul drumului și au deblocat traficul. Guvernul nu a comentat deocamdată protestul fermierilor. Postul nostru de televiziune a expediat o scrisoare oficială, dar încă nu am primit un răspuns. De dimineață, premierul a anunțat că guvernul elaborează un regulament care va stabili cum vor fi împărțite subvențiile destinate fermierilor. Am alocat acele 100 de milioane de lei în fondul de subvenționare la rectificare. Astăzi cu colegii vom definitiva regulamentul de repartizare acestor bani pentru a ajuta în primul rând celor care au suferit cel mai mult în urma secetei. De exemplu, am discutat cum vom aloca și bani suplimentari în afară de aceste 100 de milioane. Fermierii spun însă că este prea puțin. Doar în raionul Ștefan Vodă, potrivit autorităților locale, pierderile depășesc 280 de milioane de lei. Dar și 100 de milioane. Nici la un raion nu ajunge ca să dăie. Dar pe aici nu-i numai un raion, e tătă Moldova afectată, disește. Dar-i strășnișii. Potrivit șefului adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Alexei Grosu, a fost inițiată o procedură contravențională pentru blocarea intenționată a arterelor, faptă ce se pedepsește cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei.